Diavolul fură unde nu știi. Când nu știm ceva, când nu avem adevărul și căutăm adevărul, dar în locurile greșite, atunci vine diavolul și fură. Fură adevărul. Să vă dau un exemplu. Poate doare capul și nu știi ce ai. Apoi apare un gând. Parcă e ceva, poate e ceva rău, poate nu e ceva rău, poate e ceva grav și aduce stres și lucruri de acest gen. De ce? Pentru că tu nu știi adevărul, așa că diavolul vine și îți bagă în minte alte chestii. Cum putem schimba acest lucru? Gândirea. Trebuie să ne schimbăm gândirea. Cum schimbăm gândirea? Gândirea o putem schimba prin pocăință. O pocăință zilnică. Când avem ceva în minte care nu este ok pentru noi, îl aducem în fața lui Dumnezeu, îl mărturisim prin pocăință, iar atunci Dumnezeu îl ia, îl curăță, îl bagă înapoi în subconștientul nostru, dar este curat. Și așa, în fiecare zi, putem schimba gândirea noastră, pentru că subconștientul nostru este mult mai mare decât conștientul. Pastorul Iulia, care este doctor în teologie, povestea despre vițe. Ce sunt vițele? Știi, uneori când ai vise de ale ciudate sau că, nu știu, că ucizi sau lucruri de astea ciudate. Ei bine, ăla ești cu adevărat. Ceea ce este în vis este subconștientul tău, care este mult mai mare decât conștientul, cum am spus. Și atunci când ai vise ciudate sau ceva, nu știu, ceva aiurea, înseamnă că ceva trebuie curățat acolo. Astăzi, după ce am urmărit acel clip, eu mi-am dat seama că nu mai am coșmaruri de atât de mult timp. Mereu aveam coșmaruri ciudate sau vise din astea mai ciudate, mai scary. Dar astăzi, după ce a explicat Iulia aceste lucruri, mi-am dat seama că eu nu mai am vise urâte de mult timp. Înseamnă că pocăința zilnică funcționează. Deci analizăm ce este în subconștient, îl aducem înaintea lui Dumnezeu sau înaintea liderilor, bisericii, cuiva care știi, care are grijă de tine și îl curățăm. Asta este soluția unei vieți, unei minți, fără stres, fără depresii, fără anxietate, fără lucrurile astea care sunt în generația noastră atât de mari și atât de puternice. Asta este scopul și soluția. Pocăința zilnică.